Ei, te salut, Tototitu! Mașină neagră, n-ai să crezi, TDI! PES, de la Pensacola. Mai ții minte filmul ăla, PES, Pensacola? Nu știi? Era un serial, cred că. De la americani ăștia. Toate lucrurile lor la americani, ia uite acolo. Royal School, ăla din Anglia, nu mă interesează. S-a închis Anglia, n-ai să crezi. Nene, ce faci? Te salut! Bă, astea-s de vinietă sau de ce sunt? Nu știu. Ca și idee, m-a sunat omul la care o luam atizul aseară, mi-a trimis mesaj și că am nevoie de acte. Zic oricând, cu plăcere. Între ora 9 și ora 8. Nu am mai sunat. Nu, no, poate o suna el, cine știe. Ăsta cică este cel mai înalt bloc de aici, din Cluj la Poca. Chiar arată fain. Am înțeles că și subteran sunt vreo 3 sau 4 subnivele, să le spun așa. Habar n-am cum se numesc. Bă, dar nu se vede bine Cora sau de ce a spus atâtea antene din alea mai aici, că nu înțeleg. Plouă, nene, plouă, de aseară tot plouă, se tot preconizează 2 zile de ploaie. N-ai să crezi, lasă plouă să crească ardeiul, să crească el mare, mare ardeiul acolo unde trebuie. Uită-te cum arată. Îți dai seama cum o fi penthouse-ul ăla de sus de acolo, la ultimul nivel. Dar mai au de lucru, dar uite că încet, încet bagă. Ce să zic, sunt cu un Opel, într-adevăr zici că este un din ăla, cum îi zice la ăla? Renault, exact. Totul e la fel, frate. La fel, la fel, la fel. Nu este mașina mea, nu o conduc eu, eu doar o însoțesc, auzi. O duc din punctul A în punctul B și o las acolo și la revedere. Ați dat drumul la ceasul de marcat, sunteți pe roșu. De ce sunteți pe roșu? Am stăs cu clientul înăuntru și cât a consumat până acum? 38 de lei și 48 de bani. Dar de unde l-a dus, bre? Dezastru, nene, ce e mașina asta, serios să zic. Mizerie, nu știu cum pot să conducă unii așa în mizerie asta. Ai văzut foarte bine cum arăta mașina de 3,5 la mine. Fiecare mașină care am avut-o am întreținut-o și am făcut curățenie în ea. Consider că așa este ok, pentru că aici stai tu și este locul de care te folosești și trebuie să fie clean. Aveam o mașină la programat, la curățat, la interior. Dar se pare că plouă și nu mai programam nimic. Uite din ăla, decapotabil, n-am mai văzut. Ana, uite și un din ăla, Audi roșu din ăla, cum îi zice? E verde? Stai să ne mai uităm și pe ăla să mă afară. Mă duc până la Pachida, delisima. Ăla se transformă. Audi, nu e rău? Am o grămadă de din asta, frate, eu mi-am luat Opel. Free Now, ce e la o Free Now? Că nu prea mai, am mai văzut din asta, dar mai rar. Nu știu de la ce sunt, de la aeroport, habar n-am. Free Now, nu înțeleg, sună gratis. Ce-s aici, mă, turbosuflantă? Ia uite, nene, dacă vrei să-ți faci turbosuflanta, vii aici. Range Rover. Oh, atât. Îmi place cum se aprind luminile la ăsta, să rămână, doamnă. Au o chestie aici foarte faină și cu touch, știi? Fără chestii din astea, cum avem noi aici. Da, e altă tehnologie, ce să zici. Ce leagă ăsta? O scară, izograv. Cred că izograv. Unde duci? La un interior. Bă, câștigă bine și ăștia cu interioarele. Ideea este că trebuie să fii destul de profesionist să te ocupi de chestiile astea, ca să zic așa, că virgulă cârpaci din ăștia sunt pe toți străzile. Uite, are și pilule băiatul ăsta pe aici. Ce pilule sunt astea, frate? Comprimante, cum se numesc, mă? Dicle, mamă, bă, dar le pun ăștia niște denumiri la medicamentele astea de, nu știu, și te duci la farmacie și îți trebuie diclofenac din ăla anticârcel, plantit. Ce vă trebuie? Din ăla de mi-a zis doctorul. Păi și cum se numește? Stai că i-am făcut o poză la rețetă și ți arăt. Uite aici, din ăsta trebuie, că nu poți să pronunți, frate, nu știu de ce le tot dă denumirile din astea așa. Nu știu, mă, dă A, B, B, C, C, M. Ce trebuie? GX48. Gata, nene, știu, raftul numărul 14, iau un GX48 și gata. Știi ce zic? Le-a pus tot felul de denumiri din astea, bă, băiatule. N-ai să crezi tototitul. Rut. Am mai văzut Audi ăsta pe aici, prin oraș. Mă sună cunoscut. DNA, ăla nu mă interesează. Clinică medicală. Știi ce vreau să spun? Pentru că și mașina care o conduc eu este asemănătoare ca cea care o vezi aici de la Iveco. Adică mă refer la faptul covalac de țară. N-ai să crezi, e prea ca la țară. Dar e bun, du-te dracu să te ia că ți-a intrat în cap reclama asta și îl cumperi de pe raft. Bun. Și... apropo de mașină, și este închisă, știi, nu este cu prelată, este închisă și este mult mai safety pentru cei care, mă rog, merg cu ele.
față de cea cu prelată, pentru că știi că no, la prelată există riscul să te taie ori și când, că este vreunul curios pe Nemția pe acolo sau pe unde te parchezi tu și vrea el să vadă ce ai înăuntru. Ce țigări fumează ăla? Mamă, câte ceasuri avea ăla în port, păi n-am eu atâta pe telefonul meu. Bă, fii atent dimineață, stai așa că mi-am adus aminte, stai să zic, stai un pic. Mamă, câte lumini a aprins ăla. Cred că e Halloween. Stai să văd dacă mere. Merge, mă, n-ai să crezi. Fii atent că funcționează. Băi, fii atent ce a pățit dimineață, mă. Dimineața am scos telefonul din buzunar. Azi dimineață, mai de dimineață decât dimineață, că m-am trezit de dimineață, am băut niște cafea, înțelegi? Și după aia l-am pus în buzunar și după ce a trecut un pic de dimineață așa, și zic, ia stai mă, că să scoși eu telefonul, ajută să-mi la lucru. Pa, când îi dau drumul, îl apăs aici, fac așa, eu de obicei așa mi-l deschid, știi, și cu degetul glisez în sus și el se face open. Bun, îi dau dimineață, țâc, țâc, nu mere, zic, ce faci, bă, tu-i stricat, zic. Când apăs pe ăsta, merg. Bă, butoanele mergeau, dar nu mai mergea touchscreen-ul și zic, gata, Vasile. Vreo 15 minute mă suna, nu puteam să răspund. Bă, n-a funcționat nici cum, mă, nici cum. Deci nici cum nu merea touch-ul ăsta, deloc. Ana? A, gata, funcționează. Și zic, bă, ia să-l bă, mă, l-a încărcat un pic. L-am băgat, l-a încărcat și după aia a funcționat. Dar nu știu de la ce Dumnezeu s-o fi întâmplat chestia asta, nu pot să-mi dau seama. Și deja am zis, gata, alt telefon. Zic, lasă-mă, rai, cum face, că în 3 luni de zile schimb 3 telefoane, dar cine sunt eu? Că nu mai am bani. Dar nu mai am bani. Dar serios că nu mai am atâția bani. Viva. Viva cafe. Ce conține ăsta? Velu, tu, a se păstra în loc uscat, informații. A, uite-mă că scrie aici. Acis graj. De unde i-a scos, mă, acis glucide? Cine s-a stea, mă, că nu m-am întâlnit cu ăștia? Proteine, are și proteine, cică, 5,7 grame. A, trebuie să mănânci 600 de biscuiți din ăstea să-ți dea toată energia pe toată ziua. De obicei, unii o iau pe aici, dar este foarte aglomerat și chiar nu are rost să o iei pe acolo. Și cel mai bine, îți continui drumul pe înainte. Aici, canalizările astea sunt 18 la număr. Poc, 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 poc. N-ai cum să le eviți, e inevitabil de evitat canalul. Aveți grijă acum când mergeți că uite să mai se face apă pe aici, rămâne apă pe lângă ăsta și să nu-i udați pe ăștia de pe trotuar. Bă, m-au dat întâmpit odată și de atunci am ținut minte că trebuie să merg și eu încetul să nu ud pe alții. Flashcă, mă, din cap până în picioare. Ia uite, mă, că încă mai merge la papuc cu băiatul. Stai să mă duc și aici că e ceva în față acolo. Mersi. Ăsta zici că ești pilot de Formula 14 de la avion, aici are butonul de avarie. Ce vorbești, bă, că într-o zi l-am căutat pe aici? Pe aici îl căutam. Zic, bă, ăsta nu are buton de avarie, vrar. Aoleu. Când aici? N-ai să crezi. Cum s-a gândit ăla, mă, să monteze butonul de avarie tocmai aici? Ha, mă, ce faceți? Dar de ce s-au oprit? Că nu înțeleg. Păi nu era verde pentru ei. Habar n-am. Uite, poșta, priori post. Au privatizat-o și pe asta. Și că au privatizat-o. Nu e rentabilă, o vindem la străini și o să fie rentabilă. Cum trebuie cu vine asta? Stai un pic. Că și noi avem oameni destul de calculați în România. Oare furăm prea mult? Haide, transformă-l. Mersi. Mamă, ce fain, așa e, trebuie o telecomandă. Medlife. Mamă, câte reclame am auzit în ultima vreme, frate, la radio, la tot felul de teste din astea de... Ține-l acolo, că e un BMW destul de fain. Ca și idee, până aici trebuie să circul, după care trebuie să te încadrezi pe cealaltă bandă. Știu, poți să spui ce vrei. Luăm pe aici. Îngrijire, parfumerie. Bă, foarte faină șosea asta aici, strada asta, știi? Nu știu, zice așa că ești din altă lume. Ia uite, altă cameră. Alta și aici. Mamă, dar ce au montat, mă, ăștia atâtea camere aici. Bă, băiatule. Te scanează, cred că, până în moleculă. Raw Pharma. Asta vreau să zic, mă, apropo de medicamente și de toate astea, MRL. Am mai văzut Mercedes-ul ăla. Faine, ce să zic, n-ai ce zice. Uite un dinte pe bloc. Cabinet stomatologic, apartamentul 37 și dincolo de la operații estetice la 38. Bun.
Am mai văzut zi. Cât am tot circulat prin toată Europa asta, am văzut tot felul de camere și tot felul de scanere, toate chestiile posibile. Tind să cred că sunt când intri și scanează mașina și îți află absolut tot ce este acolo înăuntru. Oricât ar fi ea de închisă. Hai mă, Fabis. Fain Fabis-ul ăsta. TDI consumă puțin, vreo 4% cred că, depinde cum mergi. Dau medicamentele astea, frate, tot felul de medicamente au ieșit. Ba, ți-a crescut glicemia, ia fitofosfatus din ăla să scadă glicemia. Ba, a crescut colesterolul, ia asta cu colesterolul, bă, băiatule. Bă, nu am studii de specialitate, în schimb, bă, permite-mi să-mi exprim opinia. Eu cred că este o mare, mare vrăjeală. Bă, serios să zic, am văzut oameni au acasă tot felul de chestii, adică au aparat din ăla de măsură ce circulă pe ei, sângele și pulsul și toate alea, știi? Și tot timpul dimineața la 12 sau când zice, ai, asta e să-mi iau eu tensiunea. Mamă, 400 cu 300, nici nu știu cât dracu e, chiar dacă mi-aș pune ăla pe mână, oricum nu mi-aș da seama care e tensiune bună sau nu e bună, habar n-am și nici nu mă interesează. Știi? Și se duc și ia tensiunea aia și zice, mamă, am asta mică, e prea mică sau e prea mare, trebuie să iau diclofenac din ăla, știi? Și iar mai bagă o pastilă. Pe bă, băiatule, dacă tu ții în fiecare zi tensiunea, bă, acum nu vorbesc pentru cei care au probleme, cei care nu au niciun fel de problemă și își creează singuri probleme, pentru ce? Pentru ce? Chiar nu înțeleg. Pentru ce? Îți pui ăla pe mână, a, am 38 cu 49 sau cât trebuie să fie. Habar n-am, nu știu, nu mă întreba. Și zice el, a, 38 e prea mare, trebuie să iau o pastilă să ridice un pic chestia. Și mai iau o pastilă și mai iau o pastilă și după aia de la pastilele alea, cine dracu ce pastile dă? Uite bă că se investește la Cluj, ce fumezi? Ăsta o fi pe Facebook oare? Stai mă că poate îl vede șeful, nu e bine. A, bună ziua, ce faceți? Volkswagen, ce e ăsta? Foarte frumos arată, ne place. Excelent. Dar nu e soare afară, nu vă supărați pe mine. Ok. Și tot luând pastile și pastile și pastile și pastile în continuu, frate, ajungi să fii oarecum dependent, corpul nu mai poate să-și facă ceea ce are de făcut prin modul lui natural, ca să zic așa, știi? Bă, nu știu, a crescut aia mare, dacă tot a crescut, mănâncă dracu o banană, ia niște vitamine, ia niște ceva, știi, din chestiile astea verzi. Frunzele au foarte mult, au foarte multă, cum îmi place mie să le spun, energie verde. Hop, hop, că-i balt aici. Așa. Hop. Uite pe ăștia cu trotinete, cu... Mamă, dar ce pustiu e totul. Înainte era plin de terase și de... Haide, ieși afară de acolo. Hai, bre! N-avea loc, încă nu putea să iasă pe prima bandă, nu se încadra. Mamă, au luat-o ștergătoarele, n-ar... O, dar... Au luat și astea pastile, cred că. Uite, ăștia mă enervează care parchează așa ca niște sconcși. Cu fundulețul în afară. Nu-ți mai lăsa fundulețul în exterior, că îl bulim. Nici ce ăștia cu tricicletă nu mai merg, nu mai merge mă nimica. Mama Manu. Bă, frate, dacă vii la Cluj, îți zic eu, fii atent. Uite aici, Mama Manu. Intră aici și ceri o șaurma, n-am mai mâncat din clasa 8-a. Dar e foarte bună de la Mama Manu. Cu siguranță și tu cumperi dacă ești din Cluj. Mamă, ce bord avea și ăsta, bă, băiatule. Ia uite, jenți, papornițe, toate stau acolo. Explică-mi și mie, te rog frumos, de ce trebuie să-ți cumperi o paporniță din aia la 1000 de euro când te poate ajuta și una la 100 de euro? Care este diferența? Că nu se asortează cu papucii sau că nu te primesc pe tine fetele în grupul lor? Că nu ai o paporniță de 1000 de euro. Uite-l pe Noe, s-a transformat și și-a luat un Mercedes. A zis, las-o dracu de arcă că îmi iau un Mercedes. Nu e rău, e bine, ce să zic. Din ăsta am și eu și îmi place foarte mult. Este mașina care mi-o permit, știi prea bine că am mai povestit despre asta. Ce e ăsta? Turbo Insignia, n-ai să crezi. Ține doamne verdele să trec și eu. Auleu, clipocea. Aici trebuie să mă duc dincolo pentru că... A, las așa Noe că s-a făcut galben. Slampa, măti. Să mă duc din coace în spatele lui Noe, pentru că aici sunt ăștia parcați cu fundulețul afară, mai intră unul, mai iese altul, dar Noe n-are chef de mers astăzi.
Noe a zis, nene, las-o slow astăzi. Pe vatră, palaneț. Mamă, e bun palanețul ăla pe vatră, nene. Știi că muși din el, mai ales ăla cu fineti și îți mai iese pe aici, printr-o parte de-ți rămâne pe la gură și te murdărești un pic. Dar-ți place, știi că e bun. Volvo, ci că-s cele mai safety mașini Volvo astea. Dar și cele mai sigure mașini, dar totodată sunt și destul de scumpe. Am văzut pe aia doi în Mercedes cu vestă din aia verde, zic gata frate, Germania, miliție, băga-mea și piciorul, fai de capul meu. Nu folosi termenul ăsta. Ce vorbești, bă, păi, dar rămâi cu sechele, că unde vezi poliție, așa-ți face aripioara, știi ce zic? Nu în România, în exterior. Te oprește, te cercetează, te caută, te... Acces auto. Ce faci? Stai în ploaie? De unde ești? Ăsta e cu ăla, mov. Cum e? Cu Panda, nu? Food Panda e, nu? Bac Panda. Aha, Bac Panda ăla. Delisima. Mai vând ăștia, mă, covrigi, frate. Pepperoni. Margherita, nu înțeleg. Gouda. Așa se numesc covrigi ăștia, mă. Tricotaje și confecții s-a adus pe soarelui. Da, da. S-a dus totul, că au zis ăștia că nu este rentabil și le privatizăm să fie rentabile. N-ai să crezi, Vasile. Mai merge asta? Merge? Hai că-mi place. Bă, ce dacă o fi pățit, mă, telefonul ăsta, Liulian, să nu pot să-mi dau seama. Uite, mă, și aici ai din ăla cu Free Ferry Now, știi? E un fel de Uber Bolt din ăia. Uite, un coleg cu 3.5. Salut, coleg. CHN, de la Cluj. Vreau să mă duc din coace. Îmi permis, te rog, îți mulțumesc frumos. Plouă, plouă, plouă. Spălătorie. Da. Te dai ceva unde și-o făcut din ăsta. Hei, ce faceți, vagabonților? Hai, bre, Noe, dă-i odată. Bre, dar ma tate abia meri. A, ăla-i mai nou. Dar-i fain și ăla albastru. Nu știu, mă, știi ce confortabil stai. Ăsta e greu cu Noe ăsta, frate. Hai, Noe, că nu-i potop așa de mare, de nu poți să iau. Și tu tot încoace, bre. Of. Am un Logan, știu. Alex. Cabinet. Ce cabinetul ăsta are? Emag Box. Interesante chestiile astea. Cineva vine, le alimentează și tu când ai vreme vii și îți scoți de aici ce ai de luat. N-ai să crezi. Mob Expert. Mai trăiește firma asta? Uite, Lems. Express. Mamă, câte chestii aici. Hai de Noe. Noe ăsta unde merge? La Pahida și el. A, s-a dus Noe, gata. Am pierdut. Z3 decapotabil, uite din ăla albastru sau Z4, ce... Ana, uite pe ăsta cu miliția, hai bagă-te că vin după tine. Dar nu mă lasă ciumpala cu ăsta, ba, dar că mă lasă. Stai mai încet, unde te-ai dus? Prea departe, nu mai vin. Ia uite, frate, peste tot unde te uiți. Hop, încet. Ia uite aici, Catena, Duc Farm, n-ai să crezi, ăștia peste tot. Și ai de ales. Ori te duci la Petri să-ți iei un cârnat, ori te duci la Las Vegas să-i bași banii acolo și nu mai ai nici bani de medicamente și nici de cârnat, ai încurcat-o, nene. Uite, mă, că am înflorit copacii. Bă, ăștia mai fac un bloc aici, bă, dar de când am mai fost pe aici? Destul de ciudat să lucrezi într-un spațiu închis, că nu mai ai acces la informație, la oraș, la nimic.
Cluj, lupule! Lupule! Lupușorule! N-ai să crezi. Mamă, în sfârșit, frate, s-a încălzit și mașina asta. De când merg de 418 km s-a încălzit. Auto Albina. Ai fost, mă, aici la Auto Albina ăsta? Oricum, ca și idee, foarte faină cu magazinul. Am mai văzut, nu mai știu unde am mai văzut, mă, la Suceava sau la ea și unde am văzut Auto Albina ăsta. Ce faină să stai acolo, frate. Chiar fain. Da, șapca lui Avram Iancu. E, m-am prins, stai liniștit. OMV, Fanny, te duce la mare, știi că-ți rămâne sloganul ăla în cap, n-ai ce face. Dacă citești pe toate gardurile, să-i impregnează până la urmă, știi? Dacă tot îți zice ăla la televizor, ai probleme cu ficatul, ia pas pacardin sau ce de la habar n-am, ce drag cu astea, nu în sfârșit. Știi? Și tu zici, aoleu, mă doare într-o parte. Care e primul cuvânt care îți vine minte la farmacie? Aspacardin, normal. Habar n-am pentru ce se folosesc toate astea și nici nu am de gând să iau încă chestii din astea. Zice că după 40 de ani intri la revizie, mai e până acolo, abia am 32 și mai am până la revizie. Uite un Opel din ăsta, aproape ca al meu, numai că ăla este mai vechi și este de o altă culoare. Uite mă ăsta cu albastru, Z4 era. Nu te picură! Ana, ăsta e cu școala, stai că mă dau din coace. Hai că nu este el acum. Tony Auto. Și aici noi ne 17813 blocuri. Xonix. Uite aia de acolo se ocupă cu chestii din astea de inox, de fac lucruri foarte faine. Mamă, ce s-a dus și aia încolo cu casele, bă, băiatule. Ce vorbești, bă? Se dezvoltă, se dezvoltă, dar se scumpește poate una, Vasile, și e cam la sol. Ia uite o catena, n-ai să crezi, legume, fructe, nu ți-am zis eu? De aici vii, încarci și te tot duci. Lupule, tot cum a ta vre. Ce e, roșoară? Uite-mă ce frumos au înflorit copăcii. Foarte fain. Simt nevoia să bag o pipă. Te las, te salut.